copilul genial Iulia Hașteu și legătura de dincolo de moarte cu tatăl său, Bogdan Petriceicu Hașteu. Iulia Hașteu a fost lumina care a însuflețit existența ilustrului om de cultură, Bogdan Petriceicu Hașteu, care a lăsat în urmă o importantă operă ca scriitor, istoric, enciclopedist, lingvist sau om politic. Viața sa a cunoscut însă o cotitură ireversibilă, moartea prematură a fiicei aruncându-l pe Hașteu în misticism. Fiica lui Bogdan Petriceicu Hașteu și al Iuliei, o ardeleancă născută Faliciu, a venit pe lume în ziua de 14 noiembrie 1869 în casa marelui scriitor de pe strada Carol I, numărul 14, București. Bogdan Petriceicu Hașteu este unul dintre marii cărturari care fac cinste culturii românești, o personalitate unică, pluridisciplinară, un om erudit, pentru care cunoașterea nu era decât o mare adâncă în care se îmbăia cu plăcere. Noi, cei de astăzi, îl cunoaștem din lucrările sale sau din biografiile mai mult sau mai puțin romanțate al altor autori. Printre contemporanii săi, însă, Hașteu era un mare om de cultură, dar până la urmă era un om. Credința i-a fost greu pusă la încercare atunci când Dumnezeu i-a luat averea sa cea mai de preț, viața fiicei sale, Iulia. Hașteu, un spirit justițiar și critic la adresa celor care, prin intermediul acțiunilor lor, mai cu seamă politice, dăunau intereselor naționale, publică și pamflete dure la adresa oamenilor politici ai vremii, aruncând vorbe ironice, al căror ecou s-a făcut resimțit chiar și mai departe de clasa politică, pătrunzând până în cercurile intelectuale în care acesta activa. Prin urmare, în anul 1869, când Hașteu și-a depus candidatura la Academie, a fost pus în fața unui refuz prea dur, poate pentru un om de cultură consacrat. Lovitura a fost însă mai ușor de suportat, de vreme ce acasă îl aștepta cea mai dulce dintre alinări. Nașterea unicei fiice a familiei Hașteu a fost un motiv de bucurie, care i-a ținut pe cei din familie într-o stare de exaltare continuă timp de mai multe luni. În fapt, această bucurie nu s-a diminuat deloc timp de 19 ani. În timpul scurtei sale vieți, Iulia a fost mai întâi mândria familiei și apoi mândria intelectualității românești. La 2 ani buchisea deja literele și învăța limba franceză. La 4 ani scria, iar un an mai târziu compune deja primele poezii. După ce învățătorii și-au dat seama că fetița este mult deasupra colegilor ei în ceea ce privește cunoștințele, au făcut o excepție. În acea vreme nu exista procedură de a absolvi mai multe clase deodată și au lăsat-o pe micuța Iulia să susțină examenele de absolvire ale cursului primar. La acea dată avea doar 8 ani, iar mirarea dascălilor ei era întreținută și de faptul că fizionomia nu-i reflecta nici de cum vârsta, ajutând-o să pară și mai mică decât era în realitate. Între timp, învață și limba engleză până la stăpânirea ei, la același nivel cu franceza. De altfel, aceasta din urmă a rămas limba ei de suflet, preferată în redactarea scrisorilor către tatăl ei, dar mai ales în compunerea operei sale poetice. Mama sa îi împărtășește noțiunile de bază ale limbii germane, iar aprofundarea continuă sub supravegherea unei profesoare. La vârsta de 11 ani, absolvia gimnaziul Sfântul Sava și apoi termină conservatorul, secția de canto și pian. La numai 16 ani, în 1886, se înscrie la Sorbona, devenind astfel prima femeie din România care a studiat în această prestigioasă universitate. Grandoarea acestui loc nu este de natură să o sperie. În ciuda vârstei fragede, Iulia reușește să își uimească profesorii. 2 ani mai târziu apar primele semne ale tuberculozei, boala pe care Iulia se hotărăște să o înfrunte, scriindu-i tatălui ei într-o epistolă că este hotărâtă să își susțină lucrarea de doctorat, al cărei subiect și-l alesese deja.
Numai agravarea stării ei de sănătate a fost de natură să o înduplece să părăsească Parisul pentru Italia și Elveția, locuri însorite, mai prietenoase cu plămânii ei deja afectați. În ciuda tratamentelor primite de la medicii străini prestigioși, starea tinerei paciente se degradează văzând cu ochii. În vara anului 1888, tatăl îngrijorat o aduce la București. Spre disperarea celui care era numit bătrânul Hașteu, deși avea numai 50 de ani în momentul pierderii fiicei sale, nici tratamentele și nici aerul curat de la Agapia nu au mai fost de niciun folos. Până în ultima clipă, bătrânul cărturar Hașteu a sperat într-o minune, un miracol ce nu avea să mai vină niciodată. Hașteu nu s-a resemnat niciodată cu pierderea celei mai dragi ființe. Decedații din familia sa, părinți, fiica și apoi soția, i-au schimbat ireversibil modul de abordare al vieții și mai ales a celor de după viața lumească, însă discernământul său a fost treaz până în ultima sa clipă. În prologul pe care l-a scris pentru lucrarea sa, Sic Cogito, Hașteu se confesează. Trecuseră 6 luni după moartea fiicei mele. Era în martie, iarna plecase, primăvara nu sosise încă. Într-o seară umedă și posomorâtă, de înaintemi, ca totdeauna, era o testea de hârtie și mai multe creioane. Cum? Nu știu, dar fără ca să o știu, mâna mea luă un creion și îi rezemă vârful pe luciul hârtiei. Începui a simți la tâmpla stângă bătăi scurte și îndesate, întocmai ca și când ar fi fost băgat întrânsa un aparat telegrafic. Deodată, mâna mea se puse într-o mișcare fără astâmpăr, vreo 5 secunde cel mult. Când brațul se opri și creionul căzu dintre degete, mă simți deșteptat dintr-un somn, deși eram sigur că nu adormisem. Aruncai privirea pe hârtie și citii acolo foarte limpede. Je suis heureuse, je t'aime, nous nous reverrons, c'est la joie de Sophie. Julie Hașteu. Sunt fericită, te iubesc, ne vom revedea, asta ar trebui să-ți fie îndeajuns. Iulia Hașteu. Era scris și scălit cu slova fiicei mele. Ce să fie, o va spune această carte. După ce a primit mesajul fiicei sale într-un mod atât de neașteptat, Hașteu era convins că a găsit calea ideală de a-și ține fiica aproape de sufletul său, bucurându-se de sfaturile prețioase ale acesteia și procedând întotdeauna așa cum îi indica aceasta. Nu este un secret că atât cavoul Iuliei de la cimitirul Belu, cât și casa de la Câmpina au fost construite după directivele riguroase ale spiritului acesteia. În sprijinul acestei afirmații, susținută întotdeauna de Hașteu și de apropiații săi artiști și intelectuali, care au participat la ridicarea acestor două mauzolee închinate Iuliei, vin și numeroase simboluri care se regăsesc în ambele locuri. Hașteu numea locul de veci al fiicei sale, micul templu, iar în acea vreme nu exista nimic care să îl contrazică. Imaginea actuală a cavoului mai păstrează doar o amintire a măreției acestuia de început. La intrare, pe frontispiciu, sunt scrise cuvintele: trecători priviți deasupra, cugetători căutați în lăuntru. Moartea dă viață. Înăuntrul cavoului, nimic nu părea să sugereze celor care îl vizitau că se află într-un mormânt. Sentimentul general era de liniște, iar cei aflați acolo puteau simți învăluirea înțelepciunii. O oglindă fixată pe boltă avea rolul de a potența vizualul către infinit. Pe lângă acesta se aflau candele, îngeri și chipul Iuliei. Un altar găzduia bustul Iuliei, vase cu flori, obiecte simbolice și 2 pietre de marmură ce purtau o încărcătură spirituală puternică. La stânga sta scris: legea religioasă. Crede în Dumnezeu, crede în nemurirea sufletului, crede în darul comunicării cu cei duși. Legea morală. Iubește și ajută, iubește și ajută neamul, iubește și ajută pe cine te ajută să te iubești, iubește și ajută fără a precugeta la folosul tău. La dreapta se afla legea socială. Nu ne cinsti,
Nu ne cinsti pe tine însuți ca să te cinstească alții. Nu ne cinsti pe alții ca să te cinstească pe tine însuți. Nu ne cinsti munca, căci munca e viața. Legea filozofică. Când atunci? Când faptul știi, atunci adevărul știi. Când nu vrei să crezi, atunci nu poți să vezi. Când cauți dovada, atunci găsești tăgada. Busturile membrilor familiei de viță nobilă de altfel își aveau locul aici, așezate sub busturile lui Hristos, Shakespeare și Victor Hugo, pe care Iulia i le-a cerut special tatălui ei într-una din ședințele de spiritism la data de 16 octombrie 1890, în limba franceză. În numele scumpilor mei îți mulțumesc, dar în fiecare unitate este o trinitate. Ea mi-a comandat să pun în templu, formând altarul superior, busturile lui Crist, Shakespeare și Victor Hugo. Este trinitatea a cărei unitate reclama o nouă trinitate în total nouă. Este ceea ce ea mi-a comandat, ulterior, desemnând nouă membri ai familiei, ale căror portrete trebuiau să fie plasate în locul ferestrei, pe o parte și de alta a altarului superior. Tot aici, pe o carte din marmură au fost inscripționate formele cuvântului Dumnezeu, pe care acestea le ia în limbile greacă, latină, arabă, ebraică și chineză. Construcția Marelui Templu, după cum îl numea Hașteu, a început în anul 1893 și s-a încheiat 3 ani mai târziu. Ca și în cazul cavoului, planurile castelului au fost minuțios indicate lui Hașteu de către fiica sa în timpul ședințelor de spiritism. Construcția castelului, reprezentând o monstră unică a arhitecturii românești, unde utilitatea funcțiunii, deci profana la nivel simbolic, se împletește magistral cu cea spirituală, o monstră a arhitecturii sacre. Funcția de locuință devine secundară, iar elementele specifice spiritului domina. Fundația castelului are forma unei cruci, iar cifrele 3 și 7 sunt adoptate fără rețineri de geometria construcției. Edificiul este structurat din 3 turnuri, iar pentru a intra în castel este necesar să pășești 7 trepte, în vreme ce jilțurile împărătești de la intrare au încrustate 7 volume de cărți suprapuse. Deasupra ușii sunt sculptate în basorelief blazonul familiei Hașteu cu deviza familiei. Profidet et patria, și lângă ea, apoftecma lui Galilei, epur si move. Mai sus, ochiul divin încadrat în triunghi. Cei care vizitează astăzi Muzeul Memorial Iulia Hașteu de la Câmpina pot pătrunde, conduși de un ghid, în intimitatea biroului lui Hașteu, în salon, în camera în care se afla pianul Iuliei și mai ales, atracția tuturor turiștilor în camera de spiritism, în al cărei perete se poate observa o gaură cu un diametru destul de mare. Nu suficient pentru a permite accesul unui om, însă perfect pentru trecerea spiritului Iuliei atât de așteptat la aceste ședințe. O altă prezență care atrage atenția în castel este o statuie a Mântuitorului, având o înălțime mai mare decât statura obișnuită a unui om. Acesta se ridică deasupra unor nori cu brațele ridicate într-un gest de binecuvântare, însă cu ochii în lacrimi. Reprezentarea deosebită și amplasarea sa într-o lumină specială au făcut ca imaginea Mântuitorului sculptat să impresioneze peste măsură pe cei care au călcat pragul castelului. Până la construirea castelului, locurile de desfășurare a ședințelor de spiritism au fost variate însă, apoi acesta a fost preferat cu deosebire, deoarece fusese construit la indicațiile Iuliei și favoriza prin arhitectura sa deosebită ședințele de comunicare cu spiritele. În București, atunci când acestea nu se desfășurau la cavoul Iuliei în cimitirul Belu, aveau loc în biroul lui Hașteu de la Arhivele Naționale, unde era director. Scrierile lui Caragiale păstrează una dintre cele mai frumoase descrieri ale castelului, unde chiar de la început, Hașteu încerca să-i facă clar lui Caragiale cine este adevărata stăpână a casei. Noi suntem aici numai gazda. Pentru aceea, mai înainte de orice, trebuie să te prezinți stăpânei casei.
Hașdeu și-a condus prietenul către trunchiul unui copac bătrân, unde într-o scorbură se afla portretul Iuliei Hașdeu, încadrat într-un mușchi viu, din care răsăreau plante de munte. Din perioada 23 decembrie 1890 până în 18 aprilie 1903, s-a păstrat transcrierea a numai 101 rezumate ale ședințelor de spiritism, însă în realitate numărul acestora a fost mult mai mare. Limba preferată a acestor comunicări era franceza, însă puteau fi și în română, engleză, rusă și chiar araba. Deși pentru oamenii simpli care locuiau în jurul castelului, ceea ce se petrecea înăuntru era de neînțeles, pentru cei aflați în interiorul zidurilor, majoritatea cărturari și artiști, aceste ședințe nu făceau altceva decât să le deschidă noi orizonturi de explorat. Au fost invocate pe rând spiritele Iuliei Hașdeu și ulterior, după deces al mamei acesteia, a lui Nicolae, fratele lui Hașdeu, și ale lui Tadeus și Alexandru Hașdeu, bunicul și tatăl scriitorului. În orice astfel de ședință, era imperios necesara prezența a unui mediu capabil, iar în această privință sunt date unele lămuriri, chiar în transcrierile ședințelor, care s-au păstrat până azi. Iulia vorbește despre casă, îi dă tatălui ei sfaturi cu privire la diverse probleme și povestește chiar și despre viețile ei anterioare sau despre imersiunea unor spirite inferioare în comunicație. În timpul ședințelor, în afară de spiritele celor care vorbeau, mai existau și spirite asistente care puteau îngreuna sau ușura procesul. Este foarte interesantă una dintre transcrierile păstrate în fondul de manuscrise din cadrul Arhivelor Naționale, în care Iulia vorbește despre viața ei pământeană ca Hipatia. Da, aceasta este, ai perfectă dreptate. Nervozitatea mediumului meu a tulburat întreaga inspirațiune și a fost absolut imposibil să-l fac să scrie corect numele meu, Hipatia, dar tu ai ghicit imediat. Fusese, cum îți spun, lapidată, Papaligă. Papaligă nu este nimeni altul decât Hașdeu, iar acesta era numele cu care Iulia îl alinta adeseori când se aflau în intimitatea familiei. Am căzut la picioarele unei cruci într-o biserică și lumea m-a târât, apoi prin oraș, linșată și resturile bietei mele materii arse din ordinul Patriarhului Ciril. Pentru biografia mea, da, dar tu vei vorbi în această carte numai despre cele 6 încarnări ale mele. Primele 3 vor rămâne doar pentru tine. Acelea nu sunt înainte de a fi Hipatia. Una dintre aceste existente este Siria, fiica Monicăi. Am plecat din orașul incendiat, pierind în flăcările sale, accident care mi-a răpit viața la numai 12 ani, căci nu devenim ceea ce dorim dintr-o dată. Nicolas spune că trebuie să te lași. În epilogul cărții sale, Sic Cogito, Hașdeu mărturisește cine i-a inspirat alegerea acestui nume pentru lucrarea sa asupra spiritismului, prima sa de acest gen din România. În capul cărții mele se citește Sic Cogito. Așa cuget eu. În ședința din 22 martie, eu primi prin Sperantina, scriind automaticește în stare cataliptică, o lungă comunicațiune în care Fimia vorbește, între altele, despre studiile mele asupra spiritismului. Tonul lor trebuie să fie impunător și convins, un fel de Sic Cogito. Adică, cine poate să se convingă, cu atât mai bine pentru el, cine nu, cu atât mai rău. Cât privește pe al tău Sic Cogito, să știi că el va fi cuvântul final și totodată titlul operei întregi.